Sunt Ana Maria Cârstea și vă dau întâlnire la fiecare final de săptămână să descoperim împreună Vâlcea Turistică. Să pornim așadar în călătoria noastră prin Vâlcea Turistică doar pe Antena 3 Vâlcea. Ediția de astăzi a emisiunii Vâlcea Turistică va fi de data aceasta, nu precum v-ați aștepta, o invitație într-o destinație turistică a județului Vâlcea, ci încercăm să vă oferim astăzi posibilitatea de a vedea unul din cele mai importante obiective energetice din România. Grație profesioniștilor care lucrează în acest sistem și care înțeleg importanța expunerii unui asemenea obiectiv și în fața camerei de filmat, emisiunea Vâlcea Turistică s-a bucurat de deschiderea oamenilor întâlniți pentru a vă aduce în atenție locul de unde speranța, dorința, seriozitatea, tăria de caracter, profesionalismul, dar și responsabilitatea au prins contur printr-un proiect ambițios ce este recunoscut acum drept hidrocentrala Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrală amenajată pe râurile interioare ale României. Hidrocentrala se află la o adâncime de 140 de metri sub albia râului Latorița. Aceasta a fost proiectată în așa fel încât în cazul apariției unei situații de criză a Sistemului Național Energetic să poată intra în funcțiune în aproximativ 5 minute. Încă de la început precizăm faptul că astăzi veți putea vedea o primă parte din ceea ce echipa emisiunii Vâlcea Turistică a reușit să surprindă la hidrocentrala Lotru-Ciunget, urmând ca sâmbăta viitoare să puteți urmări procesul prin care apa este transformată în energie electrică. Să pășim așadar împreună în locul unde în 1965 începea să se scrie povestea hidrocentralei de la Ciunget. Cu bucuria de a fi ajuns într-un loc de unde de aproximativ 50 de ani se livrează energie în sistemul național în mod constant, de a reuși să vă arătăm cea mai complexă amenajare de pe râurile interioare, unică prin schema adoptată, am avut șansa de a întâlni și un om ce și-a dedicat întreaga carieră acestui obiectiv. Vorbim despre inginerul șef Gheorghe Paraschiv, cel care ne-a fost în permanență alături pentru a ne ajuta să deslușim tainele realizării unui asemenea proiect destul de ambițios la momentul amenajării. În anul 1972, când hidrocentrala de aici a fost pusă în funcțiune, era unica din Europa grație caracteristicilor detaliate pe parcursul ediției de astăzi de inginerul șef Gheorghe Paraschiv. Ne aflăm la un obiectiv foarte important pentru economia românească, mai precis pentru industria energetică și astăzi, prin intermediul emisiunii Vâlcea Turistică, vă vom aduce în atenție acest obiectiv într-un mod cu totul aparte și mulțumim domnului inginer șef Gheorghe Paraschiv pentru că ne-ați primit aici la hidrocentrala Lotru-Ciunget. O mare bucurie pentru noi și cred că și pentru telespectatorii emisiunii Vâlcea Turistică, pentru că ne oferiți această posibilitate de a arăta o mare realizare pentru economia românească. Plăcerea e în aceeași măsură și de partea noastră, fiindcă și nouă, noi ne bucurăm că putem să arătăm telespectatorilor dumneavoastră și nu numai, o mare realizare a hidroenergeticii românești. Și trebuie cunoscut, așa, ca istorie, ceea ce înseamnă pentru, în perioada actuală, pentru producerea de energie. Să începem așa cu partea de proiectare și cum s-a reușit în cele din urmă să se dea viață până la urmă unui asemenea obiectiv destul de important pentru țara noastră și nu numai. Da, din punct de vedere hidroenergetic, această poveste a lotului începe cu mult timp în urmă. Și ar fi de amintit faptul că profesorul Dorin Pavel, care este întemeitorul Școlii Românești de Hidroenergetică, în perioada 1925-1928, a străbătut cu pasul întreg teritoriul al țării, tocmai pentru a pune în valoare sau a evidenția
resursele hidroenergetice ale apelor din România. Acest lucru s-a materializat în anul 1933 prin publicarea unei cărți de căpătii pentru hidroenergetica românească a profesorului Dorin Pavel, Amenajarea hidroenergetică a teritoriului României, unde profesorul a prevăzut construirea 567 de centrale pe cursul a 71 de ape și afluențe acestora, într-adevăr nerealizându-se în totalitate până în prezent, în discuție fiind și aspecte legate de indicatorii tehnico-economici. Dar cele mai importante au fost realizate. Având în vedere că râul Lotru are anumite particularități, el izvorăște din munții Parâng, dintr-un lac de origine glaciară, Gâlcescu. Izvoarele lui sunt la 1935 de metri altitudine. Iar până la confluența cu râul Olt, în dreptul localității Brezoi, cursul lui măsoară 76 de kilometri, un râu scurt. În schimb, confluența cu Oltul se află la o altitudine de 300 de metri deasupra nivelului mării. Deci, potențialul hidroenergetic este dat de două mărimi, căderea de apă și debitul de apă. Dacă sub aspectul debitului de apă, fiind un râu de munte ca debit mediu multianual, nu are o valoare chiar mare, la confluența cu Lotru fiind 18,7 metri, cu Oltul, pardon, fiind 18,7 metri cu pe secundă, dar evident că era de apreciat această cădere, diferență de nivel între izvoare și vărsare. Normal că profesorul Dorin Pavel nu putea să treacă peste Lotru și a prevăzut în acea carte din 1933, într-adevăr, un proiect tehnic de amenajare hidroenergetică a râului Lotru. Ce drept nu s-a putut și nu s-a făcut atunci și în acea perioadă nu s-au realizat mari lucrări de hidroenergetică. Trebuie să reamintim că prima mare realizare din punct de vedere hidroenergetic este centrala și amenajarea Bicaz de pe Bistrița cu centrala de la Stejaru. PIF-ul a fost în 1960, urmată de Vidraru și centrala de la Curtea de Argeș în 1966, după care a început amenajarea râului Lotru. Începuturile pentru Lotru se regăsesc în anul 1964, când pentru prima dată au pătruns pe aceste văi neumblate la vremea respectivă. Deci au pătruns primele echipe de studii în teren. Asta înseamnă geologi, topometriști, hidrometriști. Prima echipă de constructori a intrat pe această vale în ianuarie 1966. Iar de aici lucrurile au început să se deruleze într-un ritm foarte alert. Astfel, în 1967, în septembrie 1967, s-a făcut devierea râului Lotru în secțiunea unde s-a construit, urma să construiască barajul de la Vidra. În noiembrie 1969 au început umpluturile deja la barajul Vidra și e de reținut că vorbim de 1969, că în 1972 deja s-a făcut prima tranșă de umplere în baraj. Mă rog, o anumită înălțime, până la 1246 ca altitudine. În 1973 a urmat aproape imediat a doua tranșă, până la 1256 de metri altitudine. Lucrările s-au finalizat în totalitate în 1977 la barajul de la Vidra. În același timp însă au început construcția celorlalte obiective ale amenajării, vorbim de centrala subterană, de galerii și captări secundare, de stațiile de pompare energetică, celelalte centrale din Aval, Malaia și Brădișor. Undeva, ca schemă de amenajare, am să vă povestesc și să vă detaliez în altă parte. Deci acest lucru ca istorie, în 1972, în noiembrie, s-a pornit și primul grup de la Lotru, motiv pentru care noi considerăm că 1972 este anul punerii în funcțiune acestei amenajări. Celelalte două grupuri, în 1973 următorul și 1975 al treilea. La nivelul acelor ani, 1966-1972, amenajarea hidroenergetică a râului Lotru
și cu centrala de la Ciunget a fost unicat prin câteva argumente în Europa, cel puțin. Principiul pe care se bazează proiectarea și realizarea menajerii este a concentrării de debite și căderi. Râul Lotru, am spus că el este un râu micuț, așa ca și debit de apă, iar pentru această centrală, care avea nevoie pentru o funcționare rentabilă de un alt debit de apă mai mare, a trebuit să se adune ape din multe bazine hidrografice învecinate lotului. Deci, din punct de vedere al schemei, a fost o noutate și chiar o inovație la vremea respectivă în hidroenergetica europeană. Al doilea lucru foarte important, centrala de la Lotru Ciunget. Ea este o centrală subterană și este unică, a fost la vremea respectivă în Europa, la noi în sistem, a rămas și în prezent, prin căderea care o prelucrează. Și aici căderea prelucrată de centrală înseamnă diferența între nivelul apei din lacul Vidra și unde este apa la turbină. Căderea brută a menajării este de 809 metri, deci trebuie să ne închipuim 809 metri pe vertical. Cea mai mare cădere prelucrată în hidrocentralele din România. Și al treilea lucru foarte important, care ține într-un fel de schema amenajării, este o amenajare cu aport de debit prin pompaj. Faptul că adunăm apă din multe, de pe teritoriul a 4 județe până la urmă, un areal de 8000 de km pătrați, faptul că obrajul principal, barajul Vidra, se află la altitudine ridicată, 1300 de metri altitudine, a trebuit undeva pe traseu niște lacuri intermediare, lacuri tampon, unde apa vine gravitațional, dar pentru a-i crea condițiile să ajungă în lacul de la Vidra, trebuie puțin ajutat, ridicată, și acest lucru se face printr-o stație de pompare energetică de mare putere. Centrala Lotru Ciunget, în curtea căreia ne aflăm, sau în fine, este cea mai mare. Are o putere instalată de 510 MW în 3 grupuri, a cât 170 de MW, cu o producție anuală la 1.100.000 de MW/oră. În hidroelectrica, că trebuie să spun până la urmă, noi suntem în hidroelectrica, da, bineînțeles, hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România, cu o cotă de piață între 27-30%, deci cam o treime, cu o putere instalată de 6422 de MW, o producție anuală de proiect la 17,4 TWh. Hidroelectrica are în portofoliu 187 de centrale, în care se găsesc 430 de hidroagregate de producerea energiei electrice. De asemenea, mai are și 11 grupuri de pompare, dintre care 7 se află în lot. Până când vom coborî în subteran și telespectatorii vor putea să vadă ceea ce s-a reușit a se realiza în decursul a zeci de ani aici, chiar dacă suntem la începutul interviului, aș vrea totuși să vă întreb, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor că viața dumneavoastră se leagă de această hidrocentrală, ce reprezintă pentru dumneavoastră acum, când vă uitați în urmă la toate aceste realizări la care dumneavoastră ați fost mereu prezent, având în vedere totuși acest obiectiv, după cum spuneam, important nu doar pentru țara noastră, ci și pentru Europa, chiar după cum spunea și dumneavoastră la acele vremuri, și îmi place să cred că și acum, în prezent, hidrocentrala de aici reprezintă un punct de reper la nivel european. Ce reprezintă pentru dumneavoastră, ca un om care a fost prezent la toate aceste evenimente importante? Dintr-o începând de la un moment dat, până să ajung la prezența mea în uzină, 1989 este data de început a activității mele, totuși revin puțin la cei care au lucrat realizarea acestui amenajări, deci vorbim de proiectare, care a presupus un volum de muncă extraordinar, fiind pe așa mare întindere. Vorbim de proiectarea propriu-zisă, care a trebuit să rezolve niște probleme
delicate și chiar complexe, privind diversitatea de instalații, răspândirea geografică a lor, continuăm cu activitatea de construcții-montaj, fiindcă și în ceea ce privește echipamentele și s-au realizat lucrări de importanță deosebită. Deci, din punct de vedere al... îmi permit să fac o apreciere. Din punct de vedere al oamenilor care au lucrat pe șantiere, și vreau să spun că pe șantierele lotului, în perioada de vârf a lucrărilor, au fost 12.000 de muncitori sau de oameni angrenați în aceste lucrări, deci mulți, da? Au muncit, au lucrat în niște condiții destul de... Au lucrat în condiții dificile, cu următoarea observație mi-aș permite eu. Deci acești oameni s-au calificat pe șantierele din Bistrița, de la Bicaz, s-au perfecționat pe șantierele de la Vidraru, din Argeș, și și-au pus în valoare întreaga competență și capacitate pe șantierele din Lotru. Ce mai bune aici? Da. Lotru se remarcă printr-o, în ceea ce vrește oamenii, aș vrea să spun eu, printr-o altă latură profesională. Prin partea de exploatare, deci competența personalului de exploatare, Lotru a fost un loc unde oamenii s-au format, fiind în același timp și un loc izolat, poate fluctuația de personal a fost una mai ridicată decât în cazul altor amenajări hidroenergetice, dar în Lotru s-au perfecționat, unii și-au văzut de drumul lor în alte părți, unde sunt convins că și-au făcut datoria, având baza solidă plecată din Lotru. Eu intervin aici numai din 1989, de când am terminat facultatea, ce e drept până în prezent, au trecut o grămadă de ani și sunt ai mei în această uzină. O meserie frumoasă, poate, care am descoperit-o aici la fața locului, nu neapărat pe băncile școlii, că nu prea se putea corela teoria cu practica. Dar viața mea s-a împletit cu activitatea desfășurată în această uzină, cu multe realizări până la urmă, fiindcă meseria se mai face și cu sufletul, nu numai din punct de vedere material. Și satisfacții obținute, satisfacțiile care trebuie să ți le, probabil care măsură să ți le conștientizezi singur, să ți le apreciezi singur, că nu au trecut ani degeaba peste mine în această instituție. Asta vreau să spun, cred că e o mare satisfacție în suflet când vă uitați și știți, poate când veniți la serviciu, din când în când, uite, aici am avut și eu un aport destul de important și lăsăm modestia la o parte, domnul Paraschiv, trebuie să recunoaștem și să spunem că prin aportul pe care dumneavoastră l-ați adus în decursul anilor, este și această, până la urmă, realizare. Cărămidă cu cărămidă puse la această temelie solidă ce reprezintă centrala de la Ciunget, e și aportul dumneavoastră aici. Există, eu sunt un singur om. Nu, singur nu faci nimic. Deci trebuie cu o întreagă echipă și cu toți oamenii care lucrează. Oamenii din Lotru care i-am găsit eu și, mă rog, timpul a trecut și peste ei, poate o parte s-au pensionat, dar la un moment dat să știți că am avut așa încredere în acești oameni, ca o viziune proprie, că erau oameni cu care eu consideram că pot să răstorn munții. Și asta îți dă și ție o forță teribilă pentru a duce proiecte la capăt sau pentru a te angrena în proiecte și asuma responsabilități, fiindcă știi că ai pe cine să te bazezi. Situația, lumea s-a mai schimbat, dar situația, până la urmă, din punct de vedere al resursei umane, este aceeași. Iar vreau să spun că Lotru așa a fost realizat ca amenajare, ce vorbeam mai devreme, de oameni cu caractere tari, caractere, în fine, de luat în calcul, și la rândul lui Lotru a creat caractere tari pentru cei care au trecut prin el. Da, mi-asum până la urmă o participare personală, fiindcă într-adevăr a trebuit să ducem mai departe ceea ce au construit alții, să avem grijă de ceea ce au construit, să ne permanent să menținem ca disponibilitate, fiabilitate în exploatare a instalațiilor. Producerea de energie electrică e o activitate cu foc continuu, deci 24 din 24 de ore. Aici intervine și partea cealaltă, că este tot timpul, de fapt nu ai timp liber, trebuie să-l acorzi activității. Și împreună ați contribuit până la urmă și la dezvoltarea hidroenergetică. Da, că trebuie menționat, în perioada 2007-2011, această centrală a trecut printr-un
proces de retehnologizare integrală, deci o lucrare de succes, în fine, prin care s-au asigurat, au avut ca obiective inițiale și s-au și asigurat creșterea randamentului la hidroagregate, creșterea fiabilității, siguranței în funcționarea instalațiilor, asigurarea serviciilor tehnologice de sistem, și am să vorbesc și despre acest lucru, și până la urmă de luat în seamă și atitudinea prietenoasă față de mediu. Nu poluăm noi neapărat, dar trebuie să avem grijă și dacă apar posibile situații să nu facem acest lucru. Eu zic pentru moment să ne oprim aici și să ne continuăm călătoria de astăzi, chiar acolo unde se petrec toate aceste lucruri importante pentru țara noastră. Sunteți invitată mea. Având toate aceste informații despre începuturile unui ambițios proiect energetic pentru țara noastră, dar și pentru Europa, la momentul proiectării lui, cu toate datele despre importanța hidrocentralei Lotru-Ciunget, urmăm cu multă emoție, dar și cu nerăbdare, traseul ce avea să ne dezvăluie locul unde apa capătă alt sens. După kilometrul parcurs prin tunelul ce avea să ne apropie tot mai mult de hidrocentrala amenajată în subteran, cu greu ne puteam stăpâni uimirea a ceea ce oameni cu mult profesionalism și dăruire au reușit să realizeze aici. Iată, ne ajung și în subteran, aici unde de fapt ia viață tot ceea ce se întâmplă la centrala Lotru-Ciunget. Domnul inginer, ne aflăm într-un loc foarte important pentru centrală și pentru ca telespectatorii să înțeleagă de unde importanța acestui obiectiv, o să vă rog pe dumneavoastră să explicați toată această amenajare datorită hărții care este alături de noi. Da, desigur, dar până să vă explic, trebuie să spunem și cum am ajuns aici. Tunelul de acces, care are 1 kilometru lungime și are și 10% pantă, astfel încât față de nivelul din exterior, noi am mai coborât 100 de metri pe înălțime. Și vreau să vă mai spun, centrala Lotru-Ciunget e o centrală subterană, iar dacă ne-am propune să ieșim la suprafață pe verticală, nu trebuie să străbatem decât vreo 350 de metri de stâncă. Deci mai bine rămânem aici și ieșim pe tunel înapoi. Am să vă prezint, aici avem pe această hartă, amenajarea hidroenergetică a râului Lotru, simbolizat. Și începem cu râul Lotru, fiindcă de acolo își vine și numele amenajării. Am mai apucat să vă spun, Lotru care izvorăște din munții Parâng, aici sunt izvoarele Lotrului, da? Iar până la confluența cu râul Olt măsoară 76 de kilometri. Acumularea principală a amenajării Lotru este barajul de la Vidra. Barajul de la Vidra, un baraj cu materiale locale, adică are un miez central de argilă, care nu lasă să treacă apa din amonte spre aval, îi asigură etanșeitatea. Și apoi prisme de balaj și de arocamente, stânga și dreapta miezului de argilă, ca să-i păstreze stabilitatea. Ei, acest baraj este primul mare baraj de arocamente cu miez de argilă construit în România și de asemenea rămâne baraj din categoria barajelor mari, barajul situat la cea mai mare altitudine, 1300 de metri aproape. În secțiunea în care s-a făcut barajul, și trebuie să mai spun de fapt, barajul are 121 de metri înălțime, lungimea la coronament 350 de metri, iar lățimea la bază 450 de metri, aproape o jumătate de kilometru. Este un baraj de greutate, stă acolo datorită propriei lui greutăți. De fapt, e o bucată de munte pusă pe albia râului Lotru. Lacul care s-a format, lacul de la Vidra, are un volum total de 340 de milioane de metri cubi. De aici derivă această proprietate a lui, că este un lac cu regularizare multianuală. Deci aici se magazinează apa provenită din zăpadă sau din precipitațiile, din perioadele cu precipitații și se consumă atunci când este nevoie pe tot parcursul anului. Barajul de la Vidra este situat la 22 de kilometri față de izvoarele râului Lotru și, cum v-am zis, la o altitudine ridicată, 1300 de metri.
În această secțiune, debitul mediu multianual al râului Lotru este mic, este doar de 4,5 metri cu pe secundă. În timp ce această centrală despre care vom vorbi ulterior, pentru puterea nominală 510 MW, consumă 80 de metri cu pe secundă. Deci un raport disproporționat între apa care o avem disponibilă și necesarul de apă care ne trebuie pentru centrală, motiv pentru care a fost provocarea proiectării de a mări debitul de apă care ajunge în lacul Vidra. Acest lucru s-a realizat printr-un sistem de captări și aducțiuni secundare și Lotru are 82 de captări secundare. O captare secundară înseamnă un mic baraj de beton transversal făcut pe valea unui pârâiaș, preia apa acelui pârâiaș și apoi printr-un sistem simplu de construcții și echipamente hidromecanice o dirijează într-o galerie subterană. Deci avem 82 de captări secundare, iar legătura acestor captări cu Vidra până la urmă se face prin 150 de km de galerii subterane. Dacă tot am vorbit de galerii subterane, vreau să spun că tot ce vedem pe hartă și ce înseamnă în amenajarea Lotru, lungimea totală a galeriilor, fie că sunt acestea de la captări secundare, aducțiuni principale, galerii de fugă sau și tunele de acces, însumează 186 de km de galerii subterane. Acum să aducem apa dinspre captări către Vidra. A mai apărut câteva probleme. Vidra este la 1300 de metri altitudine, captările în general se află între 1100-1400 de metri altitudine, pe de-o parte. În al doilea rând, distanțele de la extremitatea rețelei de captări secundare până la Vidra este mare, în cazul care l-am arătat aici, chiar de 60 de kilometri. Deci nu s-a putut asigura o curgere gravitațională pe întreg circuit, de la capătul aducțiunii secundare până în Vidra. Motiv pentru care s-au făcut lacuri intermediare, lacuri tampon, unde apa vine gravitațional și ce este cu verde simbolizează curgere gravitațională a apei, se acumulează în aceste lacuri, iar legate de ele avem stații de pompare energetică de mare putere. Ridicăm apa la 170, 195 și 324 de metri înălțime, că avem 3 stații de pompare, și astfel îi se asigură acestei ape înălțimea necesară ca să ajungă până la lacul Vidra. Ce avem cu roșu înseamnă că este o apă în care s-a consumat o anumită energie, s-a înglobat o anumită energie. În acest circuit de la stațiile de pompe către Vidra, se mai înțeapă, de asemenea, se mai racordează și alte captări secundare. Stațiile de pompe, Petrimanu pe râul Latorița, și avem grupuri de pompare mari de 10 MW putere a motorului, motoare sincrone, și debitul pentru o pompă este de 4,6 metri cu pe secundă. Aici sunt 3 grupuri de pompare, Jidoaia cu grupuri de pompare identice, dar numai 2 bucăți, și pe râul Lotru Naval de Vidra la 11 km, stația de pompe Lotru Aval, a cărei proprietate este că, sau specificitate este că, pompează apa la 324 de metri înălțime, dar la un debit mai redus de 1 metru cu pe secundă. De asemenea, pe Latorița, mai sus de stația de pompe Petrimanu, mai avem un alt lac, lacul de la Galbenu, care se caracterizează prin faptul că este mai sus decât barajul Vidra, deci apa merge gravitațional de la el până la Vidra. Cu tot acest sistem de captări secundare 82 la număr, 150 de km de galerii subterane, 3 stații de pompare energetică care însumează o putere instalată de 60,5 MW și un debit instalat în aceste stații de pompare de 20 de metri cu pe secundă, 25 de metri cu pe secundă, s-a ajuns ca acest debit mediu multianual afluent în lacul Vidra să crească de la 4,5 metri cu pe secundă, debitul lotului natural, la 18,7 metri cu pe secundă, debitul de proiect al acestei amenajări. Deci, până la urmă, în ceea ce privește apa care ajunge în Vidra și pe care noi o folosim pentru producerea de energie electrică, proporțional arată cam așa. 25% este lotul natural, încă 25% este gravitațional din aceste captări care se înțeapă
după stațiile navale, de stațiile de pompare, iar restul de 50% este apă care trece prin stațiile de pompare, deci este o apă pompată. Rolul stațiilor de pompare este de mărirea debitului, așa cum am zis, 50% aport de debit în Vidra, pe de o parte. Pe de altă parte, cu apa care este pompată și care ulterior este uzinată în centrala Lotru, se produce de 3 ori mai multă energie decât se consumă în stațiile de pompare. Și în al treilea rând este și efectul de nobilare a energiei electrice, în ideea în care pentru funcționarea pompajului se folosește o energie la baza graficului de sarcină, de să zicem că noaptea, iar cu apa respectivă, centrala de la Ciunget produce fie energie la vârful de sarcină, atunci când este mare nevoie de energie, fie asigură servicii tehnologice de sistem. De la baraj din acumularea Vidra, apa vine spre centrală printr-o galerie subterană betonată, aducțiunea principală denumită în termeni hidrotehnici, deci o galerie subterană betonată, are 13 km jumătate lungime, diametru de 5 metri, până la nivelul castelului de echilibru. De la castelul de echilibru, chiar până în centrală jos, urmează conducta forțată, aproape 1300 de metri lungime, cu diametru de 4 metri. Și ajungem în centrală, apa ajunge în centrala subterană, unde avem cele 3 grupuri, a câte 170 de MW fiecare, 510 MW pe centrală, și este cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare ale țării, cu un debit instalat de 80 de metri cu pe secundă. După ce apa își face datoria și lasă energia la grupurile noastre și noi o transmitem mai departe, apa se duce către acumularea din aval, lacul de la Malaia, printr-o galerie de fugă. Este tot o galerie subterană betonată, lungă de 6 km jumătate, diametru de 5,4 metri și obligatoriu este cu nivel liber, nu trebuie să se pună sub presiune. Iar a doua treaptă de valorificare energetică a potențialului râului Lotru este acumularea de la Malaia. Este o centrală mai mică, tipic de cascadă, baraj combinat beton și pământ, cu două grupuri echipate cu turbine Kaplan, 18 MW pe centrală. Iar a treia treaptă de cădere urmează centrala de la Brădișor, cu acumulare de 40 de milioane de metri cubi, obținută prin construirea unui baraj de beton în dublu arc de 62 de metri înălțime. Centrala este subterană, două grupuri echipate cu turbină Francis, cu o putere pe centrală de 115 MW. Ce este caracteristic Brădișorului? Galeria de fugă, apa uzinată se duce în râul Olt la Cârligul Mare, iar lungimea acestei galerii este de 13,2 km cu un diametru mare, 6 metri, 6 metri jumătate. Așa că Lotru, din cei 76 de km, a ajuns ca de la kilometru 22, de la barajul Vidra. Acești oameni minunați, constructorii și proiectanții, montajul care am amintit la începutul reportajului, nu au făcut decât să schimbe drumul lui natural, să-l bage pe sub pământ, fiindcă până la râul Olt merge mai mult pe sub pământ decât pe la suprafață. În momentul de față, câți oameni supraveghează și veghează la buna desfășurare a acestei activități? Bine, toate obiectivele noastre, vorbind de centrala, cele trei centrale, cele trei stații de pompare, barajul de la Vidra, unde avem personal operativ de exploatare cu regim de lucru în tură 24/24. Pentru fiecare punct de lucru în parte sunt câte 10 oameni. Au o responsabilitate foarte mare și din ceea ce cel puțin noi am putut vedea acum, poate așa înțelegem și noi mai îndeaproape munca acestor oameni care până la urmă veghează la un asemenea obiectiv important. Nu numai în cazul acestui obiectiv, aș vrea să spun că meseria de energetician este una frumoasă. E frumos să lucrezi cu lucrurile astea importante și complexe, dar presupune într-adevăr și
un nivel ridicat, cum să spun, de efort, fiindcă acest lucru în regim de tură permanent, noapte, sâmbătă, duminici, pe de-o parte, corelat cu responsabilitatea, fiindcă omul trebuie, dintre activitățile lui sunt foarte clare, supraveghere, control, manevre și lucrări de întreținere, dar care este obiectivul principal? Asigurarea continuității în funcționarea acestor instalații, în procesul de producere a energiei electrice, în condiții de siguranță și securitate, siguranța instalațiilor, securitate pentru personal. Deci responsabilitatea implică cunoștințe diverse pe care omul trebuie să le aplice. Când lucrurile sunt normale, funcționarea e normală, totul este bine. Dar trebuie să aibă reacție care presupune cunoștințe în spate în situațiile anormale. Când trebuie să intervine și el, la rândul, e primul care intervine de altfel, cel care lucrează în tură, pentru a preîntâmpina eventuale incidente, avarii, pentru a lua măsuri de limitare a acestor incidente și pentru a reveni și a repune în funcțiune aceste instalații. Putem vorbi, pe lângă experiență, că pentru a lucra aici e nevoie de multă dedicație? Este nevoie de dedicație, corect, așa, pe lângă competență profesională și anumite aptitudini legate de caracterul omului. Trebuie să fie echilibrat, să aibă acel sânge rece, să zicem, dar să nu se sperie, că e cel mai prost lucru să se sperie la un moment dat, să intre în panică. Deci trebuie să aibă echilibru, să aibă sânge rece și, într-adevăr, seriozitate, disciplină în tot ceea ce face. Să le placă ceea ce fac aici. Să le placă. Dacă cu timpul le place. Acestea fiind explicate, v-ați aștepta cu siguranță să puteți vedea și procesul care se derulează în subteran, în cea mai mare hidrocentrală amenajată pe râurile interioare din țară. Ei bine, călătoria de astăzi se oprește momentan aici, pentru ca sâmbăta viitoare, tot de la ora 12 pe Antena 3 Vâlcea, să puteți păși alături de emisiunea Vâlcea Turistică și în zonele cele mai importante din această hidrocentrală. Ne-am dorit ca mai întâi să descoperiți hidrocentrala din punct de vedere al importanței acesteia pentru industria energetică românească, pentru că abia sâmbăta viitoare să coborâm împreună în acele puncte cheie ale acestui obiectiv. Cu speranța că și săptămâna viitoare ne veți fi alături, noi vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire sâmbăta viitoare!